În prezent, valoarea dolarului este mai mare în țările precum Columbia sau Indonezia datorită costurilor mici de trai. Momentan, 100 de dolari americani valorează aproximativ 328.000 de pesoși columbieni și aproape 1.400.000 de rupii indoneziene. Asta înseamnă că poți cumpăra mai multe suveniruri în aceste țări decât în trecut. Ce altceva mai poți cumpăra de 100 de dolari? Despre asta o să vorbim astăzi. Cu 100 de dolari în mână, ai o varietate mare de alimente din care să alegi. Poți cumpăra mâncare pentru câteva zile, depinde de unde cumperi. Folosind prețurile de pe un blog de călătorie, am calculat că având 100 de dolari, poți cumpăra 50 de falafeluri în Israel, 50 de arepa în Columbia sau 25 de pulpe de pui marinate tradiționale în Jamaica. În funcție de țara în care te afli, ți-ai putea permite să mănânci în majoritatea restaurantelor. Potrivit Numbeo, un site care centralizează date despre prețurile diverselor produse din întreaga lume, o masă cu 3 feluri de mâncare pentru 2 persoane la un restaurant de categorie medie din Statele Unite ar costa 50 de dolari. Dar prețuri mult mai mici pentru același tip de restaurant și preparate pot fi găsite în țări precum Sri Lanka, Bangladesh și Nepal. Din nou, potrivit Numbeo, o masă cu 3 feluri de mâncare pentru 2 persoane la un restaurant de categorie medie din aceste țări costă aproximativ 10 dolari în Sri Lanka, 9,5 în Bangladesh și aproximativ 7,30 în Nepal. Aceste prețuri reflectă salariile mici câștigate de muncitorii din aceste țări. Numbeo a publicat că salariul mediu net în Sri Lanka este de 270 de dolari, în timp ce în Bangladesh este de 313 dolari și 211 în Nepal. Oamenilor cărora le plac dulciurile pot cumpăra 40 de napolitane Kit Kat în Japonia sau 48 de sticle de suc cu aromă de gumă de mestecat pentru 100 de dolari. Potrivit unui articol de știri, napolitanele Kit Kat au mai mult de 200 de arome în Japonia, inclusiv aromă de căpșune, dovleac dulce, wasabi sau sos de soia. Compania multinațională Nestlé, producătorul la nivel mondial al produselor Kit Kat, vinde online în Japonia cutii cu monstre a câte 10 bachete de napolitane cu aromă de fructe pentru 2484 de ieni, adică 22,7 dolari. Deci poți cumpăra 4 cutii de napolitane pentru 90 de dolari și 80 de cenți. Sucul cu aromă de gumă de mestecat este fabricat de o companie americană cu sediul în Seattle, Washington. Un box de 12 sticle de suc costă 24 de dolari, deci poți cumpăra 4 pachete a câte 12 sticle pentru 96 de dolari. 100 de dolari îți oferă de asemenea mai multe opțiuni de transport. Pentru această sumă poți cumpăra o călătorie cu gondola timp de 40 de minute alături de alte 4 persoane în Veneția. Acesta este tariful oficial listat pe website-ul gondolelor din Veneția, însă acest preț este negociabil și tinde să fie mai mare în zonele mai aglomerate ale orașului. Ca turist, nu te ajută deloc faptul că Italia are un cost de trai mai ridicat decât în alte țări și nici faptul că euro valorează mai mult decât dolarul. Dacă vrei să te asiguri că nu depășești bugetul de 100 de dolari pentru o călătorie cu gondola și nu te deranjează puțin exercițiu fizic, poți primi lecții de gondolier prin ajutorul organizației non-profit Row Venice. Această experiență îți va da oportunitatea de a naviga pe canalele Veneției într-o barcă tradițională de lemn numită Batelina. Row Venice impune o taxă de 99 de dolari pentru o lecție de 90 de minute de gondolier pentru una sau două persoane, deci poți reduce costurile la jumătate dacă ești cu un prieten. Sunt câteva companii de turism care oferă plimbări cu submarinul pentru mai puțin de 100 de dolari. Una dintre ele este localizată în insulele Canare din Spania și oferă un tur al oceanului pentru 3 persoane timp de o oră la o adâncime cuprinsă între 25 și 30 de metri. Cu 100 de dolari îți poți permite să cumperi chiar și cel mai scump dintre aceste tururi subacvatice, turul Nordului Tenerifei, fără să depășești bugetul. Prețul de rezervare online pentru acest tur este de 68 de dolari pentru un adult și 40 pentru un copil. Poți cumpăra puține sau mai multe haine pentru 100 de dolari în funcție de tipul hainelor cumpărate și din ce țară le cumperi. În insulele Bermuda, unde este cel mai scump cost de trai din lume, îți poți permite doar o singură pereche de bermude pentru bărbați pentru 99 de dolari.
Puterea de cumpărare a $100 este mult mai mare în Maroc, unde costul de trai este cu 51,38% mai mic decât în America. În Maroc, prețul de pornire pentru un caftan, o haină de origine orientală, este de $25, deci poți cumpăra 4 bucăți pentru $100. Totuși, caftanele mai elaborate vor costa mai mulți bani. Un website cultural a publicat că un magazin de haine din Marrakech vinde caftane de mătase elegantă bătute cu bijuterii, dar simple, pentru $95. Pentru a cumpăra mai multe haine pentru $100, încearcă să le achiziționezi în Filipine, unde salariul mediu net lunar este de $283. Magazinele stradale din Filipine sunt locurile ideale dacă dorești haine cu semnătură de designer ieftine, însă fabricate în China. Un website de călătorie a declarat că din piața uriașă Divisoria poți cumpăra rochii pentru $3 și tricouri cu supereroi Marvel pentru $2. Pentru aceste prețuri poți cumpăra 33 de rochii sau 50 de tricouri de cei $100 ai tăi. Totuși, pentru cei cărora nu le place să meargă prin mulțimile de oameni din bazar și să negocieze cu vânzătorii de la tarabe pentru un leu, sunt și câteva oferte online. De exemplu, un comerciant online din Filipine, numit Lazada, vinde o pereche de blugi pentru $6, în timp ce alt comerciant online vinde un costum de baie din 2 bucăți pentru femei pentru numai $4. Având în vedere aceste prețuri, poți cumpăra 16 perechi de blugi sau 25 de costume de baie la costul de $100. Oamenilor cărora le plac plimbările atunci când sunt în concediu pot cumpăra o excursie de o zi pentru mai puțin de $100. De exemplu, motorul de căutare TripAdvisor listează o varietate mare de tururi de o zi sau jumătate de zi a piramidei din Giza din Egipt pentru mai puțin de $100. Majoritatea călătoriilor scurte costă între 30 și $50, iar unele includ chiar și o plimbare cu Camila. Dacă iubești ciocolata, sunt câteva excursii de o zi, care includ un tur al muzeului de ciocolată din Mexic. În afară de a afla despre istoria ciocolatei și cum se face aceasta la muzeu, vei avea ocazia să vizitezi și situl arheologic Uxmal din apropierea muzeului și poate că și situl din Cabah, depinde de călătoria pentru care optezi. Cel mai ieftin tur costă $75 pentru un adult și $49 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani. Totuși, pregătește-te să plătești în plus pentru lucruri care nu sunt incluse în prețul turului, cum ar fi taxe de intrare, băuturi și altele. Dacă ești un fan al fotbalului și vrei să descoperi mai multe despre istoria acestui sport, există mai multe stadioane care oferă un tur special amenajat. De la experiența pe care o ai când treci prin tunelul de acces al stadionului și la atingerea ierbii unde cândva au călcat cei mai mari jucători de fotbal din lume, la vizitarea diferitelor obiecte și trofee câștigate de jucători. Unul dintre cele mai uimitoare astfel de tururi este în Spania, Barcelona, la stadionul Camp Nou al echipei de fotbal FC Barcelona. Cel mai ieftin bilet costă $35, iar acela din poză sunt chiar eu anul trecut când am vizitat stadionul. Lăsați un comentariu dacă ați vizionat clipul până aici. În cele din urmă, o excursie neobișnuită pentru sub $100 este croaziera Glow Worm, oferită de o companie de turism din insulele Bermude. Croaziera nocturnă pornește din așezarea Grotto Bay la scurt timp înainte de apusul soarelui. După ce se întunecă, poți privi suprafața strălucitoare a oceanului luminată de dansul de împerechiere al viermilor strălucitori. Poate că insulele Bermude au cel mai scump nivel de trai din lume, dar această croazieră este de fapt destul de accesibilă, prețul său pornind de la $79 pentru un adult și $69 pentru copiii sub 10 ani. Sper că v-a plăcut turul cheltuielilor sub $100. Spuneți-ne și voi exemple de lucruri pe care le-ați putea cumpăra pentru această sumă. Scrieți-ne în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!